România cheltuie aproape 1% din PIB doar cu pensiile speciale. USR îi acuză pe cei de la putere că mint atunci când spun că nu pot mări punctul de pensie din cauza plafonului din PNRR. Opoziția susține că vârstnicii ar putea să trăiască decent dacă ar exista specialii protejați de clasa, dacă nu ar exista specialii protejați de clasa politică de 30 de ani încoace. Coaliția Sărăciei trebuie să explice de ce punctul de pensie nu a ajuns și nu va ajunge la 2000 de lei. Reprezentanții USR spun că liderii coaliției mint atunci când spun că nu pot mări pensiile din cauza plafonului de 9,4% din PIB trecut în PNRR. Deputatul Cristian Seidler l-acuză pe ministrul muncii Marius Budăi că nu ia în calcul intenționat pensiile militarilor atunci când vorbește despre pensiile speciale. Mai este ceva referitor la pensiile speciale, o altă minciună de altfel, răspândită de toți acești mari lideri ai coaliției Sărăciei, cum că pensiile militarilor ar fi pensii ocupaționale. în drum să citească o lege, legea pensiilor ocupaționale, și să afle dacă nu știau, deși trebuiau să știe, de la înălțimea funcțiilor de ministru al muncii, președinte al Camerei Deputaților, premier al României, că pensiile ocupaționale sunt pensii administrate privat prin contribuția angajatorului și nu existau faptic înainte de februarie 2022. Seidler i-a transmis lui Budăi că nu poate ignora povara reprezentată de cei peste 10.000 de speciali cu pensii uriașe. Excluzând pensiile militare, ar fi 0,1% din PIB, pentru că domnul Budăi face două greșeli, care de fapt sunt două minciuni. Pe de o parte, omite militarii din categoria beneficiarilor de pensii speciale. Tocmai am arătat de ce pensiile de serviciu ale militarilor sunt pensii speciale. Pe de altă parte, le consideră un fleac. Ce e 0,1% din PIB? Păi este că acolo pensia medie e 11.254 de lei, cum spuneam, de 6 ori mai mare. Deputatul mai consideră că aceste pensii reprezintă o mare nedreptate în România, deoarece cei care le primesc au un venit cel puțin egal cu venitul obținut în perioada în care lucrau, iar pensiile speciale practic încurajează oamenii să nu mai muncească. Neeliminarea pensiilor speciale înseamnă continuarea unei nedreptăți în România. E foarte important de spus că atât valoarea de 80% din venitul brut, așa se calculează pensia specială în cazul magistraților și a altor categorii, cât și valoarea de 65% din venitul brut, cum e prevăzută în momentul de față la militari, duce de fapt la următorul lucru. În nicio țară, în niciun sistem, nu poate să existe așa ceva. Din muncă trebuie să câștigi mai mult decât atunci când nu lucrezi, în mod evident.